Tot mai multe discuții se duc astăzi în jurul monedelor virtuale și mulți caută soluții să investească în criptomonede. Ce știm noi este că practica respectivă presupune un mare risc. Ca să ne familiarizăm mai bine, în continuare, discutăm cu Anatoliu Gogu, care investește de mai mulți ani în bani virtuali. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua la toată lumea! Bună ziua! Eu vreau să vă întreb și să începem exact cu o clarificare. Ce înseamnă, de fapt, criptovalută? Și cum putem să facem rost de ea? Unde o vedem? Unde o palpăm? Cripto, de fapt, a fost făcută ca o metodă de plată, ca o alternativă a valutei reale. Ea a fost făcută mulți ani în urmă, eu cred că asta nu e așa importantă. Ea a fost prin 2009, adică a început a avea preț și pe parcurs ea s-a dezvoltat de la câteva tipuri. De la, spre spunem, din start Bitcoin, apoi a apărut multe tipuri. Acum, la moment, sunt vreo 18.000 de criptovalute. Și acum, în mare parte, ele dezvoltându-se în timp, ele au apărut și valute care rezolvă careva probleme, dar la momentul dat ele mai mult se folosesc ca metodă de investiții. Am înțeles, deci sunt peste 18.000, dar care este diferența dintre ele? Fiecare valută strădui care ca să hotărască careva problemă, careva soluție se dă la careva. Spre exemplu, eu pot să vă duc un exemplu, este un tip de valută care se folosește în jocurile virtuale. Adică, cu ajutorul ei, oamenii joacă, primesc careva puncte, după asta le schimbă pe bani, pe scot banii prin carduri, prin aceste jocuri. Alte tipuri de valută se folosesc ca, spre exemplu, să, dacă ți-au zis de, acum este așa în vogă, NFT-urile se numesc. Ele dau posibilitatea ca, spre exemplu, proprietatea intelectuală să se vândă online. Spre exemplu, dacă o pictură al Van Gogh puteți să o cumpărați pe pânză, iar o pictură al o lucrare al un artist modern precum nu, eu am uitat acum denumirea, numele. El, de exemplu, un artist face lucrări digitale, da? Și el, lucrările lui le vinde online, spre exemplu. Și este o criptovalută care cumva are grijă de procesele astea online. Am înțeles. Monetizează, cum ar veni, în bani palpabil și există acest transfer de informații. Vreau să vă întreb, dar cât de sigure sunt în general aceste criptomonede? Ca să înțelegeți, criptovaluta nu este oficială în nicio țară lumii. Adică voi nicăieri nu o să primiți o factură sau un cec ca să cumpărați oficial. Măcar că unele corporații mari, precum Tesla, precum ele cumva primesc valuta și din această criptovalută ei achită impozite. Iată, eu aflându-mă acum în Germania, eu am vândut, spre exemplu, de o sumă X Bitcoin. Eu am primit pe card, am primit o sumă de bani și ei mi-au taxat această sumă cu undeva 4%. Și ei mi-au scris că asta este impozitul pe venit, pe profit din criptovalută. Riscul este ca și oricare investiții, dar, mă rog, asta e o piață nouă și se poate de făcut așa ca o alternativă, spre exemplu, când vedeți un lac cu gheață subțire, da? Și toți străduiți să palpeze, să simtă ce-i cu gheață, ce e, da? Cineva are riscul, are îndrăzneală și se urcă pe gheață, ce e, da? Măcar că el cunoaște că e poate scrapi în oricare moment. Ea e folosită din ce în ce mai mulți oameni și din acest motiv că mulți oameni aici investesc bani, ea cred că cunoașteți ce este capitalizare, adică oricare companie, business sau criptovalută are capitalizarea ei, adică o sumă de bani în care este investită în acest proiect. Și precum că anumite criptovalute au capitalizare mare, mulți oameni au investit în ei, sunt proiecte mari, atunci ea are valoare și ei deja se folosesc ca metodă de investiție. E clar, sunt foarte mulți moldoveni, pentru că vorbim de țara noastră, care s-au aventurat în acest business. Trebuie să ai, și am aici o întrebare, e bine să investești toți banii în criptomonede sau e totuși un business sau un raport care trebuie să fie, nu știu, un business principal și asta să fie doar așa, un joc mai mult?
Uitați-vă, eu să fac o mică introducere. Există două tipuri de astfel de ocupații. Spre exemplu, există oameni care se ocupă doar cu asta. Ei, așa numiți speculanți, da? Ei azi cumpără, mâine vând și ei câștigă la diferența asta. Dar ca să te ocupi cu asta, trebuie să te ocupi doar cu asta. De asta mulți oameni, în special, da, nu vorbim doar de moldoveni, toată lumea acum, ei aud de la cineva că se poate de câștigat bani, că ușor, că repede, ei oarecum intră, pun o sumă X de bani, spre exemplu 1000 de euro, ei așteaptă să facă 2000 de euro timp de o lună, două. Asta e, riscul e foarte mare. Oricare investitor în termen lung, el vă spune că dacă voi aveți 12-15% anual profit, asta e superb, la acțiuni, la imobiliare, la oricare tipuri de business. Mai este un tip de investor în cripto, precum sunt eu. Eu investesc, asta nu e ocupația mea de bază. Eu nu stau toată ziua să urmăresc graficurile, cine, ce a spus Joe Biden, ce a spus. De asta, ca să fii la curent, ca să fii speculant zi de zi, trebuie să ai trei monitoare în față și să fii la curent cu toate. Spre exemplu, cineva, China azi a hotărât că să introducă criptovaluta oficială. Automat, mâine dimineață, toată valuta o să crească. Asta depinde de știri. Dar eu am altă puțină strategie. Este strategie de investiții pe termen lung. Asta ce înseamnă? Spre exemplu, este graficul AUR. Dacă cunoașteți, el încă e din anul 1970, este graficul pe site online, puteți să-l vedeți. Linia graficului, ea cândva crește, cândva scade, depinde de criză, de inflație, de situație economică, de războaie și tot așa mai departe. Graficul la criptovalută tot așa, măcar că el e nou, dar el formează oricare linie. Acum, la moment, spre exemplu, din cauza situației mondiale, inflației, crizii, conflictele astea militare, ia vedem o scădere. Ceea ce înseamnă că mulți acum cumpără. Dacă s-o zis pe cineva că cineva a pierdut, investorii au pierdut bani, să știți că ei n-au pierdut bani. Investorii care fac bani pe cripto, ei nu pierd acum, ei acum câștigă. Adică ei au bani cash, strânși de jumătate de an, de un an, de doi ani și ei acum se bucur. Când piața cade, ei se bucură și ei cumpără. Ei cumpără acum, peste o lună, ei mai așteaptă, poate încă să mai cadă. Și investesc pe 10 ani înainte, pe 5 ani. Ei aleg, spre exemplu, 5 monede bune, 5 valute, criptovalute bune, pe primul loc Bitcoin și celelalte. Și ei investesc, ei așteaptă. Ei pot să aștepte o săptămână, două luni, ei așteaptă când cade piața, minimum când lor li se pare că se poate de intrat, ei cumpără și ei așteaptă 5 ani. Adică dacă până în 5 ani crește, care ei, spre exemplu, dublează, își triplează profitul, atunci ei vând. Dar dacă nu, ei pot să aștepte și 10 ani. Dar dumneavoastră ați avut pierderi personal și dacă v-ați dezamăgit? Nu, eu prima dată am cumpărat, aflându-mă în Moldova, în 2017. Eu tot auzeam de Bitcoin, auzeam pe urmă, singur am început să cercetez ce trebuie, trebuie un wallet, trebuie să cunoști ce să cumperi, cum să introduci banii acolo, pentru că astea sunt unele nuanțe. Când introduci banii, tu trebuie să plătești oricare impozite prin aplicație prin care tu folosești, da? Eu, din start, să vă spun așa, eu am cumpărat, din start, prima sumă mea a fost de 50 de euro, eu am cumpărat Bitcoin. Adică, mulți cred că ca să cumperi Bitcoin, trebuie să-l cumperi la 28-30 de mii, cât mai ales că, da, a fost cumperi... la un moment dat când a fost și 20 de mii un Bitcoin, în 2018-2020, parcă așa era. Da, da. Și eu am cumpărat, apoi am început a crește suma. Am început a crește, adică, eu niciodată n-am pierdut, adică eu cumpăr când e jos și dacă eu azi cumpăr, spre exemplu, dacă azi hotăresc să cumpăr de 1000 de euro Bitcoin, da? El aflându-se la suma asta care e acum, dacă el o să mai cadă încă, asta nu înseamnă că eu pierd, asta înseamnă că eu încă o să mai cumpăr și eu mă uit în termen lung. E clar, fiecare antreprenor își are propria strategie de a se dezvolta și de a câștiga bani, iar spre final vreau să vă întreb, până la urmă, criptomoneda este o valută a viitorului, indiferent de ce fel de monede vorbim? Uitați-vă, da, ele au viitor. De ce depinde viitorul ăsta? Dacă, mă rog, sunteți în domeniu și cine cunoaște, sunt investori americani care investesc în acțiuni, ei nu recunosc aceste valute, ei nu cumpără Bitcoin, ei spun că asta este doar un gunoi, asta este temporar și ele degrabă o să dispară. Dar
ei au investit în acțiuni Coca-Cola în anii 1940. Ei nu înțeleg cum lucrează piața de azi. Ei nu înțeleg că fiecare tânăr, având un smartphone sau în vârstă, mă rog, el poate în 5 minute deschide un account și pune acolo 50 de euro. Adică asta a devenit o piață globală. Unele valute, spre spunem, din astea 18.000, vreo 10, maxim 10% au careva scop, hotărăsc careva probleme. Ele depind în mare parte de, suma lor depinde de cât energie cheltuie ca ele să fie criptate, care e impozitul pentru ele. Adică ele au o nișă în care hotărăsc careva probleme. Restul sunt, cum să spun așa, gunoiuri. Ele automat și toți o să scoată banii din ele, ele o scoste 3 copeci. Iată, de exemplu, există aur, există argint, există 3 tipuri, 4 de metale prețioase. Restul este metal ieftin, negru, care el are preț, da? Dar el e ieftin, nimeni niciodată nu o să scumpească metalul ca la prețul aurului de 10 ori. Așa și în cripto. Viitor au, dar nu multe și asta trebuie cu atenție, mă rog, e piață nouă. Nu multe și cred că nu toate. Eu vă mulțumesc pentru această discuție. Sperăm că cei care ne-au ascultat vor ține cont de sfaturile dumneavoastră, mai ales că sunteți în domeniu. Vă mulțumesc frumos, domnul Anatolie. Și eu vă mulțumesc de atenție și vă doresc succes și fiți atenți. Vă mulțumim.